Doamna din imagine are 72 de ani și este din orașul Vicovu de Sus. Pentru că obosește atunci când merge pe jos, se deplasează doar cu bicicleta. Ce vârstă aveți, doamnă? 72. 72 de ani? Da. Și de când știți să mergeți pe bicicletă? Aveam 14-15 ani. Dar nu vă este greu așa să vă deplasați dintr-o parte în alta? Păi eu am și motoscooter și merg pe motoscooter, dar un vas nu l-am mai luat. Aveți motoscooter? De cum? Și astăzi nu l-ați mai luat? Nu l-am mai luat. Nu, mai rău mă obosesc așa pe jos, că eu am cu inima și mai rău mă obosesc. E mai greu pe jos decât pe bicicletă. Da. De fapt, la Vicovu de Sus, toată lumea se deplasează cu bicicleta, de la cel mai mic până la cel mai în vârstă. Parcă de mult! Mersul pe bicicletă e sănătos. Faceți spinning? Da. Și când ați învățat să mergeți pe bicicletă? Când eram micuțe. De la micuțe. Mama dumneavoastră făcea la fel? Da. O tradiție aici? Da. În contextul în care vicovenii fac mișcare, nu este de mirare că doamnele care se deplasează cu bicicleta nu și arată vârsta. Eu, uite, am 70-71 și se spune, mă dor tare picioare. Din 7 oarele și de asta am eu bicicleta, că mă dor tare picioarele și stau așa cu picioarele. Auziți, domnișoare, dar este aici o tradiție în Vicov? Merg doamnele cu bicicleta acum? Da, merg, dar pe margine, ce mergi? Dar nu este greu, nu obosiți? Obosim, dar ce să faci? Da, dar mai rău, când ai un drum mai dacă, rău. Uite, dacă mă duc picioarele la genunchi, nu pot pași, dacă îmi iau bicicleta alături, măr mai bine. De, eu doi pași. Măr mai bine. Pentru că cei tineri circulă cu mașina și cei mai în vârstă cu bicicleta, am putea spune că Vicovu de Sus este orașul fără pietoni.